Politehnica Iași continuă seria transferurilor pentru Liga 1. Clubul din Copou a ajuns săptămâna aceasta la un acord cu fundașul central Florin Ionuț Ilie, în vârstă de 31 de ani, anterior legitimat la Universitatea Cluj. Acesta a venit liber de contract la Poli și a semnat un angajament valabil un sezon cu opțiune de prelungire. Jucătorul este deja prezent de câteva zile în cantonamentul grupării ieșene din Bulgaria. Am deja patru zile cu echipa, băieții m-au primit foarte bine. Am întâlnit un grup frumos, un grup bun. Mister m-a primit foarte bine, toată lumea a fost cu mine foarte, foarte, foarte ok. Cele trei partide rămase de disputat din actualul cantonament vor fi maniera ideală pentru a putea pregăti cât mai bine meciul din prima etapă de Superligă contra celor de la CFR Cluj. Întâlnim CFR Cluj în deplasare, va fi un meci destul de dificil, dar sunt încrezător că echipa va arăta foarte bine în prima etapă. Având în vedere și jocurile pe care le mai avem de discutat, trebuie să pregătim prima etapă în aceste trei jocuri. Meciul dintre CFR Cluj și Politehnica Iași va avea loc în prima zi a noului sezon, respectiv vineri 14 iulie, cu începere de la ora 21:30.